Ionuț a pregătit ceva. Doamne, ce bine miroase. Nucile caramelizate sau cum? Caramelizate, sigur. Da? Cum faci? Vreau să fac o compoziție de pralină, așa se numește, practic în termen de gastronomie sau de cofetărie mai precis. Deci, compoziția asta trebuie să aterizeze în blat împreună cu cocos. Pentru că astăzi dorința mea cea mai mare, tu știi, și plăcerea mea cea mai mare este să pregătesc prăjii. Prăjii. Și i-am dat și un nume, i-am spus prăjitura Miruna, pentru că ei până acum nu i-am dedicat nicio prăjitură. Și pentru că este cu multe fructe, ea e într-o cură de slăbire permanentă, că așa mi-a spus, am zis că îi prepar în special pentru ea, dar și pentru telespectatori, o prăjitură ideală. Când o să faci pentru puberul, te rog să faci o negresă. E nebunit după... Punem și niște rom în negresă, că negresa fără rom n-are niciun farmec. Și dacă e vorba Nelson! De Jamaica rom, da. Ca să și miroasă pregnant. Ia uzi, Nelson, ai treabă. În primul rând, pentru blatul de la prăjitură, da? Am folosit, adică voi folosi 10 ouă. Separ albușurile de gălbenușuri, evident. Da. Prepar practic un pandișpan, însă măresc cantitatea de zahăr, adică dublez la 10 ouă 20 de linguri de zahăr. Gălbenușurile le amestec, le prepar ca pe o maioneză. Întâi cu puțină sare, apoi adaug 10 linguri de unt topit, dar nu trebuie să fie foarte fierbinte. Amestec foarte bine până se omogenizează, după care nucile caramelizate le pisez și împreună cu cocosul am să-l adaug în blat. La 10 ouă, circa 300 de grame de cocos și 300 de grame de nuci caramelizate, bine de tot mărunțite. În felul acesta o să am în blat un gust ușor de caramel, dar și gustul de nucă, pentru că nuca împreună cu zahărul, când se prepară pe foc, se prăjește și un gust specific delicios. După care las blatul să se odihnească, să se răcească, timp în care prepar un sirop delicios aromatizat cu coajă de lămâie. După ce prepar siropul și însiropez blatul, nu foarte mult, îl trampez atât cât să devină ușor suculent. Prepar o cremă de vanilie în care adaug și suc de lămâie, dar și puțină coajă de lămâie, pentru că vreau să fie foarte aromată. La această cremă de vanilie mai adaug mandarine din compot, pentru că vreau multă prospețime, dar și banane pentru un gust mai catifelat. Ca și cantități, circa o jumătate de kilogram de mandarine din compot, la fel și banane, pentru că să fie multe fructe. După ce las totul la rece, circa o jumătate de oră, o oră la frigider, prepar ceva delicios, și anume glazura din ciocolată albă, pentru că vreau să fie foarte, foarte fină. Ciocolata albă pe care o amestec cu puțină smântână dulce. Ca și cantități, la circa 400 de grame, pentru că nu vreau să se întărească pe prăjitură, la 400 de grame de ciocolată cu lapte, 200 de grame de smântână dulce. Totul prepar pe foc până obțin o compoziție omogenă. O las la temperat, adaug în această compoziție răzătură de portocală ca să-i dau un gust specific de iarnă. După care toată această glazură o torn peste prăjitură, o îmbrac într-un gust savuros. Iar dacă Flavia o să mă ajute, am în frigider și o nucă de cocos proaspătă, pe care după ce o curățăm foarte bine, o răzuim pe toată suprafața, pentru că știu că ei îi place foarte mult nuca de cocos. Da, place foarte mult. Îi da, plac nucile tari. Ea e o nucă tare. Colegul Oprișar, mulțumim, Vlăduț, apucă-te de treabă, rețeta și pe neasa.unu.ro. Trebuie să faci asta acum? Când? Nu pot să fac eu să-mi scoți. Auzi ce suneti, sper că nu. Hai că batem pe pauză. Bine? Bine. Așteptăm până la pauză. Colegul... Da. Ouăle pot să le bat? Albușurile? Nu știu, tată. Eugen poate să bată... Diogen poate să bată... Nici ouă nu poate să bată? N-ai voie. Poate să bată ceva? Covarele. Covarele să nu le bat. Deci în prezența la valiere mai ușor.